vorbeam și acum un ceas și ceva despre legume, împreună cu Cristi Mărgărit. De unde să-ți iei fructe și legume? Credeți-mă, există și există mai ales românești, iar românii noștri se plâng că n-au cui să le vândă. Hai să vedem. Marian, unde ai ajuns? Să trăiți dumneavoastră, domnul Dani, sunt la un magazin cu legume, fructe și astăzi vorbim despre cum putem obține legume și fructe, le comandăm de acasă, să evităm un drum la piață. Despre asta vorbim cu Doru, suntem la un magazin de legume, fructe, ei fac de ceva timp treaba asta, adică ei cred că știau ceva. Bună dimineața, bine te-am găsit, voi vă ocupați de ceva timp cu livrarea la domiciliu, nu? Da, ne ocupăm de ceva timp cu livrarea la domiciliu, doar că acum, în momentul de față, am pregătit niște cutii ca să satisfacem nevoile fiecarei familii în parte. Cutii cu fructe, cutii cu legume. Avem aici o varietate mare de legume, fructe. Avem și de la noi, avem și fructe românești și legume, de fapt de la voi, de la fermă, dar sunt și fructe și legume din import. Cum reușiți? Importul se mai poate face în această perioadă? Ați reușit să aduceți marfă? Da, se poate face, puțin mai greu, dar ne descurcăm. Încercăm să acoperim toate nevoile fiecarei persoane. Tu, în afară de ceea ce faci aici la magazin, cu ce te ocupi tu? Că mi-ai spus că ești student, unde? Eu sunt student la științe horticole ecologice, la master. Anul 2, anul acesta termin. Auzi, spune puțin care sunt cele mai căutate legume și fructe în această perioadă. Ce comandă oamenii? Lumea, în general, încearcă să mănânce sănătos și să mănânce variat. Nu este ceva anume standard pe care îl comandă. Încearcă să ia câte puțin din fiecare și să-și gătească acasă. Vreau să-mi spui ce avem aici. M-am uitat puțin mai devreme și nu mi-am dat seama ce este. Am zis că sunt niște portocale care nu au crescut. Ce se întâmplă? Ce avem aici? Este okay. Un fruct, nu? Aici, da, avem o varietate de citrice, se numește cumquat. Este o combinație între grapefruit și portocală ca și gust și se mănâncă ca atare. Adică nu o folosim la un preparat anume, dacă vrem să gătim ceva, pur și simplu se mănâncă ca și o portocală, nu? Se poate pregăti și la cuptor, lângă o cărniță de porc, să se asezonează cu acest cumquat. Acum o să vorbesc puțin și cu colegul tău, el se ocupă de partea cu fermă și mi-a spus în felul următor, în această perioadă de la fermă avem verdețurile, nu? Da, să-mi da. Spună cum sunt făcute și dacă aveți. Bună dimineața, salut, cum te numești în primul rând? Bună dimineața, numele meu este Matei. În ultima perioadă m-am axat pe partea de fermă. Ce putem cultiva acum în perioada aceasta de primăvară-vară? Sunt produsele de tip verdețuri, unde avem ceapă verde, usturoi verde, spanac, verdețuri, pătrunjel verde, chiar și lobodă în perioada aceasta. Pe lângă verdețuri, suntem nevoiți, din păcate, din cauza vremii, să aducem produse din altă parte, tot de la producători certificați ecologic, cum ar fi, spre exemplu, usturoi, sparanghel, vreau tomate să spui în și cu ce te ocupi în afară de ceea ce faci, că și tu ești student tot la... Și eu sunt student în anul 4 la horticultură. Credeți în povestea asta cu horticultura, cu fermierii, că agricultura merge mai departe? Cum ai intrat în zona asta și ce te-a atras? Din punctul meu de vedere, cred că alimentația, în primul rând, și partea calitativă a acestor produse contează foarte mult. Din păcate, foarte mulți fermieri nu mai pun accentul pe calitatea produselor, ci, din păcate, doar pe cantitate. Trebuie să oferim o calitate și, în același timp, gust legumelor pe care noi le producem. Este important acum că reușim să aducem, mi-ai spus, că legumele și fructele pe care nu le avem, le importăm. Încă se poate face treaba aceasta, nu? Încă se poate face această activitate, din păcate, puțin mai greu. Dar cu siguranță produsele pe care le avem în momentul de față aduse de la alți producători le vom avea și noi din fermea noastră și din fermele partenere, să spun. Bine, felicitări și mult succes în continuare. Mulțumim avem mult. Mare încredere în voi. Eu deocamdată, domnul Rozan, domnul Dani, să nu spuneți că nu vă aduc și vouă ceva sau nu mă gândesc la voi. Mă gândesc la voi și imediat cum se termină filmarea, domnul Dani îți trimit linkul de unde poți comanda legumele și fructele. Până atunci, eu cred că o să am nevoie de niște țelină, o să iau ceva. Cred că o iau toată. O zi frumoasă, la revedere, spor la treabă. Mă ajut să duc până la mașină? Sigur. Hai. Să mă deschideți pe mine. Pentru ce să iei țelina aia aduță? Ce să faci cu ea? Doar așa, la gândul că... Hai, vezi de treabă. Ia uite, ți-a venit forța în brațe. Da.